Sau și bine v-am găsit la un nou episod din The Sword of Mine. Având în vedere că v-a plăcut foarte mult primul episod, am zis că hai să continuăm. Jocul nu a fost lansat încă, se lansează pe 14 noiembrie, după cum v-am spus, dar până atunci nu avem posibilitatea să salvăm jocul, așa că trebuie să o luăm la capăt. Voi încerca eu să continui să bag, să filmez câteva episoade unul după altul, să avem câteva episoade până când jocul se lansează și până când vom putea salva. Și da, hai să-i dăm drumul. Dacă vă place, nu uitați să lăsați un like și apăsăm pe Survive. Jocul e random, de fiecare dată când îl pornești vei juca cu alte caractere, vei avea alte lucruri în shelter și bineînțeles vei avea și alte locuri de explorat. Așa că îți oferă un replay value destul de mare. Și lucrul care îmi place cel mai mult la jocul ăsta e faptul că nu e un survival obișnuit. Ești un om normal care pur și simplu e într-o zonă de război, nu poate să iasă de acolo și trebuie să supraviețuiască. Cum? Asta depinde de tine dacă reușești să-l ajuți. Și bineînțeles nu controlezi un singur caracter, ați văzut că avem câte 3 caractere și avem posibilitatea să avem mai multe pe viitor, în funcție de ce persoane găsim. Cu ce persoane ne împrietenim, cu ce persoane... Vom vedea pe parcurs. Așa. L-avem pe Pavel, Bruno și Katia. Bun. Hai să mergem să vedem noi. Și tu te duci acolo. Tu hai să mergi puțin... jos să vedem, găsim ceva în chestiile alea și tu hai să deschizi asta. Ok, grab all. Poți să deschizi ușa aia sau... nu, no, e locked. Proper tools we can open. Dar chestia aia de sus se poate deschide. Așa. Să vedem dacă găsim ceva în dulapul ăla. Până avem două bucăți pe care putem să facem radio. Deci tu nu poți să deschizi ăla sub nicio formă. Hai să văd că pot să fac patul și dacă avem suficient material. Avem. Make. Punem patul aici unde l-aveam. Aici o să sare o grămadă de scos. Și jos la fel. Our things. Poți să vezi inventoriu în timp ce fac ei aia. Avem așa, avem parts. Various mechanical parts used for building and fixing complex devices. În principiu cred că poți să repari iteme cu ăsta. Components, various components needed to make virtually anything. Nails, duct tape, plastic containers, scrap, things like that. Poți să faci lucruri de-astea de bază, adică poți să faci cuie, poți să faci bandă de aia de lipit, tot felul de chestii. Sugar e zahăr. Avem niște apă bună de băut. Și electric parts. Advanced improvements to our shelter. Deci nu numai radio, dar poți să faci și improvements la shelter, probabil pe meniul ăsta de aici. Hai să vedem ce face lumea. Bun, el a terminat ăsta. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Putem să facem un fuel, putem să facem... Trebuie să mai găsim iteme. Bun, du-te și caută în chestia aia, mormanul ăla. Și abia 9 dimineața, avem timp suficient să umblăm pe aici și vom vedea seara abia unde mergem. Holy shit, am găsit un lockpick, deci cu asta putem să deschidem ceva. Ce putem, ce să deschidem? Îmi trebuie lockpick la ăla. Care din uși aș vrea să o deschid? Mă gândesc. Ori pot să deschid ori pe aia de sus, ori pe asta de aici. Hai să deschidem pe asta. Uite cum se aruncă. Așa, trebuie să scoți mormanul ăsta și pe aia vedem ce e în dulapul ăla. Bun, tu verifică ce e în dulapul ăsta. Sper să fie ceva bun și să nu fi pierdut timpul. The door is locked, glumești. Ok. Să mai găsim un lockpick sau eventual... Da, dar o să găsim unul când facem scavenge seara. Mai mult ca sigur.
Chiar găsit și niște cărți. Mă întreb dacă poți să le crești inteligența sau ceva. Uite, am găsit un lockpick. Hai să mergem să deschidem ăsta. Să faci, trebuie să fii atent la toate itemele astea. Că le găsești până la urmă și reușești să treci prin toate ușile, dar să ai puțin atenție. Găsești și mâncare, am găsit o grămadă de chestii bune. Asta e deschisă ușa? Nu știu dacă am fost acolo. Da, e deschisă, faza e că sunt două mormane și o să dureze ceva până le scoate. Da, și sunt de alea care durează mult. Bun, tot verifică dulapul ăsta. Grămadă de lucruri bune și pe aici. Asta e deschisă? Da. Could force the lock if I had the tools. Bun, hai să mergem să craftăm aici. Dacă am materialele, vreau să fac un aragaz. Și avem simple heater, aragaz, uite-l aici, make crude stove. Punem aici. Mi-ar plăcea să aibă un de la, știți cum e The Sims, când dai pe viteză să se ducă mai repede? Ceva de genul ăsta. Asta îmi dă și o tentă de The Sims, într-un fel că îți controlezi caracterele separat. Dar îmi dă și o tentă de ceva survival. Ce e asta? Ah, ia uite. Un fel de diamant ceva. Să vedem, ăla face aragazul, tu poți să faci niște fuel. Make, facem 4 de-astea de fuel. Pe aici am explorat cam tot ce era de văzut. Să mergem să ne urcăm la etaj. Stai, continuă ăla și hai să facem ceva de mâncare. Vreau să fac ceva de mâncare. Mergem aici. Și avem how many one, unul singur putem să facem. Few improvements. Și mai avem încă un morman până ajungem la partea cealaltă și pe asta o să mergem la scavenge să vedem ce iteme găsim prin împrejurim. Good cook, asta e good cook, da, trebuie să te uiți la stats-urile lor, asta e good cook, adică face mâncare bună. Asta e slightly sick și e fast runner, poate să fugă rapid. Iar ea e bargaining skills, adică poate să negocieze, deci dacă vine cineva la ușă trebuie să trimitem pe ea. Trebuie să ai atent, să fii atent și cu chestiile astea. Și vezi și bio, placeholder, nu există încă bio, v-am zis, jocul nu e terminat încă, nici n-a fost lansat. Spune despre el, cum a ajuns aici. The night, deja vine noapte. Bun, el e fast runner, e slightly sick. Hai să-i dăm sleep in bed, to sleep și to the scavenge. Ba nu, bargaining skill, to the scavenge că ai 12 locuri în inventory și to the sleep in, nu sleep in bed, dai sleep pur și simplu. Bun, shelter, cottage, garage. Squat, hai să vedem, squat, scavenge. N-avem arme, n-avem nimic, așa că dacă ne întâlnim cu cineva, să avem probleme. Da, trebuie să găsim, uite, am găsit o grămadă de lucruri bune deja și nici bine n-am intrat. Acolo pot să mă ascund. Luăm apă, luăm de-astea de construit. Faza e că nu poți să iei decât câte două așa și e destul de iurea. Că îți ocupă o tonă de spațiu în inventory. Să te joci puțin cu inventory management-ul. Nu văd niciun pic de mișcare în casă. Pare liberă. Holy shit, e o persoană moartă acolo, cred. Ia, e liber pe aici, dar totuși cine e la mort acolo sus? Da, e cineva care a murit. Dear Marsha, I found a shelter among the homeless. I'm no longer a teacher nor an artist. I'm one of them now. There is not much food, so many of my friends are...
Ok, el a fost un un pictor și un profesor. Interesant că poți să-l vezi poveștile. Ce găsim aici? O grămadă de lucruri bune. Și de asta de construit o grămadă. Trebuie să fim și rapizi, să nu cumva să dăm peste... Oh, shit, cine e acolo jos? E cineva jos. Maybe I can see if I find something useful here. E cineva care tot așa a venit ca noi să verifice. Someone probably painted this picture recently. There are rich looking people sitting together in a littered building. Da, e pictura aia făcută de tipul ăla. I'd better go check it, shit. I'm very hungry, can you help me? Nu știu, nu... Madam, I'm so hungry. Vreau să-i dau ceva de mâncare. O să vedem în episodul următor ce facem. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și un comentariu și ne auzim data viitoare. Pa, pa!